Cele mai frumoase momente din viață sunt atunci când noi ne întâlnim și când lucrătorii din cuvânt ne învață cum pe Domnul Iisus să slăvim. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm prin Duhul Sfânt. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Cea mai mare șertfă este ascultarea din cuvântul Domnului Iisus. Să ne dăm silința toată adunarea ca să ne împlinim pe acest lământ. Noi ne bucurăm cântare, în rugăciune și cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Cei care ascultă, ca și cei ce învață, să crească după cum e scris. Deci prin împlinire vom avea viață sus la Dumnezeu în paradis. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și-n cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Prea iubiților, vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și vă spunem tuturor un bun venit la începutul acestei săptămâni de închinare înaintea lui Dumnezeu, Biserica Betania, împreună cu alte biserici penticostale din zona Mărăști și din Someșeni. Ne-am înțeles, ne-am hotărât să facem o săptămână de întâlniri speciale în locul acesta, întâlniri în care să cântăm cântările Domnului, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul sfânt al Scripturii, să ne cunoaștem unii pe alții, să avem părtășie unii cu alții, în condițiile în care trăim într-o lume a individualismului, în care oamenii își doresc atât de puțin să se întâlnească, să aibă relații, să aibă prieteni, să cunoască alți oameni. Noi ne-am hotărât să invităm aici, în cortul acesta, în această săptămână, oamenii din zonă, creștinii din zonă, să ne rugăm împreună, să-L slăvim pe Dumnezeu împreună și să glorificăm pe Dumnezeul nostru. Considerăm că Domnul merită să facem lucrul acesta și de aceea este un mare har pentru noi să avem această vreme de libertate în România, să ne putem aduna chiar și în locuri de felul acesta și mai mult ca atât, este din prima seară
plăcut, surprinzător, prezența dumneavoastră într-un număr atât de frumos. Doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze, doresc Duhul Sfânt să vă cerceteze. Cu siguranță sunt unii care au venit cu întrebări aici, sunt unii care au venit cu apăsări aici, sunt unii care au venit cu frământări. Încă de la început vreau să vă spun, Dumnezeul nostru aduce bucurie în suflet, Dumnezeul nostru poate să vindece trupuri bolnave, Dumnezeul nostru face minuni și tot ce vom face în aceste întâlniri, în aceste seri, nu este pentru slava niciunui om, niciunui sistem, este pentru gloria lui Dumnezeu. El merită toată slava, toată gloria și de aceea ne adunăm aici să cântăm spre slava Lui, să vorbim despre numele Lui, să-L preamărim prin cuvintele noastre și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Acum, în momentele acestea, noi obișnuim să începem fiecare slujbă cu rugăciune, fiecare moment cu rugăciune și vă invit cu respect să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și pentru că toți încă de copii, atunci când părinții noștri ne-au adunat mânuțele la oaltă și ne-au învățat să spunem rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru și pentru că toți spunem rugăciunea Tatăl nostru și spunem lui Dumnezeu Tată, haideți în poziția în care suntem să închidem ochii noștri și cu voce tare cu toții să rostim la acest început rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Haideți în poziția în care suntem, împreună cu frații, să cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu sau câteva versete dintr-o cântare și să facem lucrul acesta uniți. Dacă nu cunoașteți cântările, avem posibilități extraordinare chiar aici în cort să vedem versurile cântării afișate aici în față pe ecran. Haideți să legăm cuvintele, haideți să spunem cuvinte cântând și să-L glorificăm pe Dumnezeu și prin cântare. Și Dumnezeu să ne ajute. Nu vrem să fim spectatori aici pentru că noi toți împreună suntem slujitori împreună cu Dumnezeu și împreună înaintea lui Dumnezeu. Să cântăm cu toții spre slava Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse,
nu-i prea mult. Aș vrea să mai cântăm o dată primul verset. Dar haideți să-l mai cântăm încă o dată din toată inima. Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisus, din inimă. Aveți motive să-L iubiți pe Domnul? Merită Domnul să fie iubit? Slăvit să fie numele Lui. Înainte să-L iubim noi, El ne-a iubit. Și când eram în lumea aceasta păcătoși, El a venit în lumea noastră să moară pentru noi, din dragoste. Cred că merită. Haideți din toată inima să mai cântăm încă o dată. Eu te iubesc, Iisus, din inimă. Vreți să cântăm? Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisus, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisuse. Eu te iubesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă. Din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, drag, din inimă. Lui Dumnezeu în această seară pentru început și îmi place foarte, foarte mult Psalmul 95. Obișnuim să-l citim în momente festive. Îmi place să-l citesc atunci când suntem la un început. Și versetul 1 este o chemare. Ce frumoase sunt chemările. Ce frumos este să te cheme cineva. Veniți să ne unim. Veniți să cântăm. Veniți să ne rugăm. Veniți să-L proslăvim pe Dumnezeu. Veniți să cântăm cu veselie Domnului. Și să cântăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude. Să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare. Este un împărat mare, mai pe sus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. Slăvit să fie Domnul! Veniți să ne închinăm! Veniți să ne smerim! Veniți să-L laudăm! Veniți să facem un front comun în seara aceasta! N-are importanță de la ce biserică vii! N-are importanță de la ce confesiune religioasă faci parte! N-are importanță care-i convingerea dumitale! Domnul Dumnezeu este Tatăl nostru. Domnul Dumnezeu este Domnul cerului și al pământului. Domnul Dumnezeu ne-a mai dat o vreme de sănătate, de putere în mădularele noastre, în trupurile noastre. Când oameni care sunt ca și noi, prietenii noștri poate, cei dragi ai noștri, poate apropiații dumneavoastră, sunt la spitale, sunt la oncologie, sunt poate la Institutul Inimii, unii trebuie să-ți bat între viață și moarte. Noi mai avem harul să-L slăvim pe Dumnezeu, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Ar vrea să facem o rugăciune toți împreună. Poate unii nu sunteți obișnuiți cu astfel de rugăciuni. Dumnezeu vă ascultă pe fiecare. Roagă-te așa cum știi. Spune lui Dumnezeu prin cuvintele dumitale, ce te apasă, ce te doare. Adu-i mulțumiri lui Dumnezeu în seara aceasta. Puneți inima înaintea Domnului și Domnul este aici să te asculte, să lucreze, să te întărească, că e Dumnezeul cel puternic. Slăvit să fie numele Lui.
Am vrea să înălțăm cu toți această rugăciune. În rugăciunea aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i spunem: Doamne, mulțumim că suntem aici. Mulțumim că în această seară suntem la părtășie, suntem într-un loc în care putem să înălțăm numele Tău, să cântăm cântările Domnului, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Mulțumim că avem sănătatea cât o avem. Mulțumim pentru pacea din țară, Doamne. Mulțumim pentru binecuvântările care ne-ai dăruit și mulțumim că mâna Ta bună este peste noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să rugăm ca Domnul să binecuvinteze seara aceasta în continuare. Cântarea de laudă, a fanfarei, a corului sau alt gen de cântări care vor fi în grup sau solo, să binecuvinteze Dumnezeu slujirea, mesajul Evangheliei să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, inimile noastre să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu și Domnul să lucreze și Domnul să-și prosăvească numele și Dumnezeu să-și întindă mâna cea puternică peste fiecare dintre noi și peste seara aceasta. Veniți să ne rugăm cu toții. Iar în final, fratele slujitor, fratele presbiter, fratele Pavel Rusu va continua să înalți această rugăciune către Dumnezeu cu voce tare și Domnul Dumnezeu să-L asculte și Domnul să lucreze. Amin. O, Doamne, Dumnezeul nostru, preamărim pe Tine, Doamne, luștirilor! Mulțumim pentru felul cum Tu crezi, pentru turarile mari, pentru marea binecuvântare! Aleluia! Slavă Domnului! Mărire numărului Tău! Mă rog pentru această săptămână în care ne-am hotărât să ne adunăm aici! Păzește ridicată pliste! Continuăm să ne rugăm înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și să cerem îndurarea Ta peste lucrarea din seara aceasta, peste tot programul care se va desfășura aici, fie binecuvântarea Ta, Doamne. De aceea, în numele Domnului Iisus, binecuvântă pe toți cei prezenți aici, tineri și vârstnici, bărbați și femei, fiecare stăm înaintea Ta
și vrem să ne închinăm în duc și în adevăr că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel care ai drept de două ori asupra noastră, odată că ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta, iar apoi ne-ai răscumpărat din locul acela unde am căzut prin păcat, prin neascultarea primului om. Da, Doamne, îți mulțumim că la timpul potrivit Iisus Hristos a coborât în lumea noastră și a dat dreptul tuturor oamenilor, a cei ce cred în Tine, să aibă acest drept să se facă copii ai Tăi. De aceea ne închinăm și ne plecăm înaintea Ta și fiindcă prin sângele Domnului Iisus s-a deschis calea spre împărăția cerurilor, intrarea fiind liberă, îți mulțumim. Binecuvântă pe fiecare în seara aceasta. Vrem să ne apropiem de Tine prin credință, deschizând inima în fața Ta, Doamne, în fața cuvântului, dând voie Duhului Sfânt să lucreze în viețile noastre, la mintea noastră, Doamne, și în numele Tău să se proslăvească în seara aceasta, iar noi toți să fim beneficiari ai mântuirii. Mărit să fie numele Domnului! Dă biruință în lucrare în seara aceasta, Doamne, și binecuvântă pe cei ce vor rosti cuvântul Tău, Doamne, fă-l viu și lucrător în orice inimă, Doamne. Ne rugăm pentru prieteni în mod deosebit în seara aceasta, străpunge inimi prin cuvântul Tău, lucrează la minte, Doamne, și în felul acesta oamenii să se mântuiască prin credință în jertfa Domnului Iisus. Lăudăm numele Tău că până aici ne-ai ajutat și ne-ai ocrotit. Nădăjduim că vei fi cu noi și în seara aceasta și harul Tău va cuprinde orice inimă. De aceea Te preamărim, Te înălțăm, Dumnezeul nostru, și plecați înaintea Ta, îți mulțumim, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înainte să vă așezați, după ce ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem mai mulți frați și surori și prieteni și invitați, veniți din diferite părți, vă invit să vă întoarceți spre cei de lângă dumneavoastră, dați mâinile unii cu alții și spuneți-le cei din spate, din față, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și probabil este bine să ne cunoaștem, să vă cunoașteți, să credem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Fraților, Domnul să vă binecuvinteze încă o dată. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze încă o dată. Vă rugăm să vă așezați. Încă o dată mulțumim lui Dumnezeu care ne cercetează în această seară. Aș vrea să vă reamintesc. În seriile acestea nu se face niciun fel de demonstrație. Deși vor fi slujitori din diferite biserici, din diferite locuri, unii mai de departe, alții mai de aproape, cântăreți, predicatori. Noi aici toți suntem slujitori, noi toți îl glorificăm pe Dumnezeu, unul este cel mai mare între noi, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și prin tot ceea ce facem, vrem să aducem slavă, să aducem glorie, să aducem onoare și să-L lăudăm pe Domnul. Am vrea să continuăm părtășia noastră din această seară, într-un moment binecuvântat, să ne unim cu toții, să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Apoi este un grup de adolescenți de la Biserica Betania, care vreau să laude pe Domnul cu o cântare, grupul de adolescenți, Domnul să îi binecuvinteze, să cânte spre slava Domnului. În seara aceasta este cu noi fanfara Bisericii Betania, corul Bisericii Betania, felicitări, apreciem efortul dumneavoastră, ați venit într-un număr complet, frumos, Domnul să-i binecuvinteze. După cântările acestea, va cânta și corul, și fanfara, Domnul să-i întărească. Și să fratele Simi Cristea ne va aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu, pentru că vrem să mai facem o rugăciune și rugăciunea aceasta vrem să o facem pentru cei bolnavi. Dacă cumva aveți situații speciale și aveți posibilitatea, scrieți un bilet, trimiteți-l aici în față și noi vrem să-l punem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru poate să vindece. Dumnezeul nostru poate să lucreze. Și dacă nu aveți situații speciale
În seara aceasta, împreună cu noi, fratele Leon, prietenul nostru, a reușit să vină împreună cu soția dumnealui. Ne vom ruga pentru soția fratelui Leon, să o cerceteze Domnul, să o întărească Domnul, să o vindece Domnul și peste toți cei care au nevoi, Domnul să lucreze în seara aceasta, pentru că e Dumnezeul cel mare. Am pus aici, peste cortul acesta, numele Domnului. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Inima mea, inima dumneavoastră, este locul unde lucrează Dumnezeu, unde locuiește Dumnezeu. Și în orice loc ne adunăm în numele Domnului, Domnul este prezent. Slăvit să fie numele Lui. Proclamăm prezența Domnului aici în adunare. Și credem că Domnul este prezent în locul acesta. Și punem numele Domnului peste locul acesta în săptămâna aceasta. Să ne păzească Dumnezeu de accidente. Pe cei care vor veni și vor pleca. Să ne păzească Domnul de orice accident, de mașină, de alte situații. Să ne păzească Domnul de vreme rea. Să ne păzească Domnul de cataclisme. Să ne păzească Domnul de orice intemperii. Și să avem o săptămână binecuvântată. Că Dumnezeul nostru e puternic. Slăvit să fie numele Lui. Credeți? În urmă cu aproape o săptămână și jumătate, duminica trecută, nu aceasta, cealaltă, am fost în zona Bihorului, la o seară de evanghelizare în cort. La Bihor n-a plouat aproape deloc vara aceasta. Toate culturile erau răsucite și porumbul era dezastru. Și acolo la cort era condiția foarte grea, mult mai cald ca și acum aici. Au fost peste 1000 de oameni. La final cineva a spus, fraților, încheiem 400 de evanghelizare, dar am vrea să ne rugăm să dea Dumnezeu ploaie. Să facem o rugăciune cu credință. Și s-a făcut acolo rugăciune cu credință. Și au fost acolo sute de oameni din satele din prejur. Și spre mirarea tuturor, dar spre gloria lui Dumnezeu, în dimineața următoare, după multă vreme, a trimis Dumnezeu ploaie. O ploaie binecuvântată. M-au sunat frații. Și au zis, frate Vasilică, știi ce e în Bihor? Nu știu. Plouă. Ne-am rugat aseară și Domnul a trimis ploaie. Că El trimite ploaie, El oprește ploaia. El trimite grindina, zăpada. Toate sunt în mâna Lui. El ține în mâna adâncimile pământului. Am citit în seara aceasta. Și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea. El a făcut-o. Și mâine Lui au întocmit uscatul. Credeți aceasta? Dacă credeți, să spunem din toată inima, slăvit să fie Dumnezeul acesta care ne cercetează, care este cu noi și care în săptămâna aceasta ne va da binecuvântare. Și chiar în seara aceasta ne va asculta rugăciunea pentru cei bolnavi, va vindeca bolnavii, va dezlega legături trupești și sufletești și va da mari biruințe, că e Dumnezeul puternic, slăvit să fie numele Lui. Cântăm cu toții, adolescenții, corul și fanfara, sau fanfara și corul, și apoi fratele Simi Cristian ne motivează și mai facem o rugăciune și Domnul să ne asculte. Amin. Ceva, pe lângă tot ceea ce ne-am străduit să aveți aici, să fie cât se poate mai confortabil în condițiile care le avem, la intrare, frații, cei de administrație s-au organizat să existe apă. Deci, vă rog să țineți cont de asta, să nu fiți jenați. Dacă este nevoie, apelați sau duceți-vă liniștiți sau rugați pe cineva. Și este apă pentru dumneavoastră, fiind condiția aceasta de căldură, și mulțumim Domnului și pentru apă. Slăviți să fie Domnul! La tine vin și-mi cer iertare, o Doamne bun, primește-mă bunătatea ta cea mare, așa cum sunt, primește-mă, căci mă-ntorc în genunchi, milă-ți cer, Domnule, mă-ntorc
mult și-aș dori să mă știu fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții zor, mă întorc că-și de tine mi-e dor. Că-și mă-ntorc în genunchi, milă-ți cere Domnul meu, mă întorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții zbor, mă întorc că-și de tine mi-e dor. Cândva tu m-ai chemat la tine, dar eu n-am vrut să te ascult. De-acum sunt ani și mi-e rușine, te-am amânat atât de mult. Dar mă-ntorc în genunchi, milă-ți cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor, mă-ntorc.
Continuăm să ne rugăm în seara aceasta și gândul meu este să motivez această adunare frumoasă la rugăciune, pentru că prin rugăciune noi ne apropiem de Dumnezeu. Trăim într-o, cum spuneau frații, într-o lume individualistă, oamenii se depărtează unii de alții, dar prin rugăciune noi ne apropiem de Dumnezeu și așa ne apropiem unii de alții. De aceea în seara aceasta dorim să continuăm să ne rugăm. Dar pentru a vă motiva la o rugăciune din toată inima, aș vrea să vă citesc un cuvânt din Faptele Apostolilor, din capitolul 14, câteva versete, de la versetul 8 până la versetul 11. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În Listra era un om neputincios de picioare, un loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ținta la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licanioneană: zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Amin. Am citit acest pasaj din Scriptură despre o întâmplare într-un loc acesta. Pavel predica Evanghelia așa cum se predică aici, cum se cântă aici, și în timp ce se predica, un om din mulțime, un bolnav, a crezut în inima lui că Dumnezeu poate să-l vindece. Pavel, care predica, a văzut, deși omul acela n-a zis nimic, căci omul acela crede că Dumnezeu poate să-l vindece. Și datorită cuvântului lui Dumnezeu, prezenței lui Dumnezeu, i-a poruncit în numele Domnului Iisus Hristos să se ridice în picioare și omul acela a fost vindecat chiar în minutul acela. Iubiți creștini, în seara aceasta suntem aici și noi vedem și noi lucruri diferite. Și pe măsură ceea ce noi vedem, așa ni se deschide inima sau ni se închide inima. În lumea noastră în care trăim, vedem lucruri. Unele ne fac să zâmbim, altele ne întristează. Unele ne dau speranță, altele ne taie speranța. De aceea, în seara aceasta, suntem aici și datorită Evangheliei, aș dori să vedeți și să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să vedem. Și pe măsură ce vom vedea ceea ce Dumnezeu vrea să vedem, nouă ni se va deschide o dorință ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Adică vom crede că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. În primul rând, în seara aceasta, aș vrea să vedem că în locul acesta e prezent Dumnezeu. În inima noastră trebuie să vedem că în locul acesta este prezent Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta care este prezent în locul acesta este propovăduit, căci El vrea să ne mântuiască pe toți. Dacă noi vedem lucrul acesta, în inima noastră crește credința. Dar dacă noi vedem o adunare penticostală, oameni care cântă, oameni care se roagă, să știți că în inima noastră nu se va întâmpla nimic. De aceea vă rog în seara aceasta, deschideți ochii inimii și vedeți, căci în locul acesta e prezent Duhul lui Dumnezeu. Apoi în locul acesta aș vrea să vedeți căci fiecare dintre noi poate să fie vindecat. Vindecat sufletește, din bolile sufletești. Vindecat trupește. De aceea în locul acesta fiecare dintre noi poate fi vindecat datorită Evangheliei, datorită cuvântului lui Dumnezeu, datorită prezenței Duhului Sfânt. Apoi aș vrea să mai vedeți în locul ăsta ceva. Să vedeți căci noi dorim lucrul acesta. Noi dorim vindecarea dumneavoastră. Dumnezeu dorește vindecarea dumneavoastră. Dumnezeu dorește izbăvirea dumneavoastră. Când veți vedea lucrul acesta, în inima dumneavoastră se va produce dorință și credință. De aceea vă rog în seara aceasta, la rugăciunea aceasta care se va face, priviți-L pe Domnul Iisus în locul acesta. Priviți-L pe Domnul Iisus Hristos care ne cheamă la mântuire.
Priviți-L pe Domnul Iisus Hristos care a murit pe lemnul de durere. Priviți-L pe Dumnezeu Tatăl care dorește să ne scape din pierzare și din moartea care e rânduită pentru cei ce n-au crezut și nu trăiesc după rânduiala Scripturii. Dacă vedeți lucrurile acestea, Dumnezeu vă binecuvintează. Dar uitați-vă dumneavoastră mulțimile acelea. Ei au văzut altceva. Ei au văzut o minune și au vrut să spună că zeii s-au pogorât la ei. N-au înțeles minunea, n-au înțeles credința ologului și nici n-au înțeles predicarea lui Pavel. De aceea, dacă veți citi cuvântul Evangheliei în Faptele Apostolilor, veți vedea că mai târziu l-au bătut pe Pavel, aproape că l-au omorât. În seara aceasta, continuăm să ne rugăm. După ce fratele va citi, fratele Vasile Bojor, va citi anumite bilete care au fost trimise cu credința, căci rugându-ne pentru dorințele multora din locul acesta, Dumnezeu se va atinge de cauzele care au fost aduse. Cauze de boală, cauze de necazuri în familii, cauze de dorințe aduse înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se atinge de aceste cauze, dar din nou apelez la vederea dumneavoastră. Ce vedeți în seara aceasta aici? Și rog pe Domnul să vă deschidă ochii inimii, să vedeți prezența lui Dumnezeu. Și dacă va fi așa, rugăciunea dumneavoastră va fi altfel. O rugăciune în care vă veți adresa Tatălui Ceresc. O rugăciune în care sunteți siguri că-și prezența Domnului e aici. O rugăciune în care sunteți siguri că-și Dumnezeu vă ascultă această rugăciune. Iubită adunare, faceți rugăciunea aceasta, veți fi binecuvântați și Dumnezeu va da mare îndurare pentru toți cei ce sunt aici. Amin. Și pentru aceasta vă invit să ne ridicăm cu respect înaintea lui Dumnezeu și la finalul acestei rugăciuni să spunem fiecare, nu zeii s-au coborât între noi, ci Dumnezeul adevărat s-a coborât în mijlocul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Vă rog, frați, o să facem o rugăciune pentru un tânăr, Călin, ca bunul Dumnezeu să rupă toate legăturile străine și să-l aducă la mântuire. Să se atingă Domnul de el și să lucreze. Iubită biserică, vă rog să ne ajutați în rugăciune pentru familia Anca, Maria și Doinel, pentru ca să facă legământ cu Domnul și Domnul Iisus Hristos să le rezolve toate problemele. Să-i binecuvinteze Domnul cu putere. Să ne rugăm pentru sora Mihaela, fiica fratelui pastor, fratelui Pavel Sădmărean, care în urma unei nașteri a rămas cu anumite probleme de sănătate, să se atingă Domnul de ea, să o vindece Domnul și să se bucure de cercetarea lui Dumnezeu. Fratele Pavel Rusu, care s-a rugat, slujitor în biserica noastră, tata dumnealui, în urma unei comoții cerebrale, este într-o stare de inconștiență de câteva zile. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în îndurarea Lui. Vă rog să vă rugați pentru un nou născut pe nume Iosif. Domnul Dumnezeu să se atingă de acest nou născut care are nevoie de atingerea Domnului. Vă rog să vă rugați pentru Colos Vasile. Este bolnav de cancer. Eu cred că Domnul face minuni. Credeți că Domnul face minuni? Dumnezeu să lucreze. Raluca, Caius, Livia, Alexandru, Rareș, Cristian, Florina și Mircea sunt aduși înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. Să se îndure Domnul. Rog biserica să mă ajute în rugăciune pentru fiul meu, Beniamin, ca Domnul să-l elibereze de sub puterea întunericului și să-l aducă la mântuire. Să aducă Domnul pe mulți la mântuire în vremea aceasta. Să dezlege Domnul legături străine și să aducă Domnul biruință. Haideți să ne rugăm pentru aceste cauze, pentru aceste stări. Dacă nu avem cancer, dacă nu avem bolnavi în comă, dacă nu avem în familia noastră nenorociți, dacă nu a trebuit să alegăm la spitale, să-L slăvim pe Dumnezeu. Dar haideți să compătimim cu cei care au probleme. Domnul să ne asculte, Domnul să vindece și Domnul să lucreze. Cu toată biserica să intrăm în această rugăciune. Iar în final, fratele David Crișan, care s-a întors de departe acasă, va continua să se roage și Domnul Dumnezeu să-L asculte și să ne asculte pe toți. Amin. O, Doamne Dumnezeul nostru, Te-o glorificăm pe Tine și Te onorăm în seara aceasta.
încredere în viețile noastre. Este viața și sufletul nostru. Îți aducem laudă, îți aducem glorie, îți aducem mărire și onoare, Doamne. Aleluia, 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 mărire ție. Te binecuvântăm și te preamărim, Doamne, întreaga biserică, Doamne, mâna ta cea bună, brațul tău, Doamne, tu ești Dumnezeu, Doamne, care port. Tu ești Dumnezeu care vii în ajutor, de aceea lăudăm numele tău, ne închinăm înaintea ta și te preamărim, că ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. De aceea îți lăudăm numele și te preamărim pe tine, Împăratul nostru și Dumnezeul nostru. Fie în numele tău slăvit, fie în numele tău onorat, fie în numele tău glorificat și preamărit, lăudat fie în numele tău. Cel ce locuiești în locuri prea înalte și de acolo privești jos pe pământ, să vezi dacă este cineva înțelept și priceput care să te caute pe tine. În după masa aceasta, în acest cort, în numele Tău, Doamne, înălțăm și fața Ta o căutăm și vrem, Doamne, ca slava Ta în continuare să coboare peste noi. Avem atâta nevoie de prezența Ta în viețile noastre. Avem nevoie de prezența Ta, Doamne, la cântarea de laudă. Avem nevoie de prezența Duhului Sfânt la vestirea Evangheliei. Avem nevoie de prezența Ta atunci când se fac rugăciuni, cereri, mijlociri înaintea Ta. Și te rugăm în bunătatea Ta, întinde-ți mâna și în după masa aceasta. Mâna Ta este o mână binecuvântată. Când îți deschizi Tu mâna, saturi după dorință tot ce are viață. Fie mâna Ta deschisă peste noi în seara aceasta. Fie ochiul Tău privind în locul acesta. Ridică neputințe, Doamne, ridică poveri. Dă drumul celor care sunt legați în lanțuri, Doamne. Lucrează după sfântă voia Ta, că ești Dumnezeu. Ne-am rugat pentru cei care trec prin încercări, prin probleme, cei care au nevoie de ajutorul Tău, au nevoie de rugăciunea bisericii care o înalță spre Tine, de aceea ai în vedere toate cauzele acestea, toate problemele acestea care s-au adus înaintea Ta și după sfântă voia Ta rezolvă-le. Noi cerem în lucrul acesta în numele Domnului Iisus Hristos și credem că ne asculți, lăudat să fie în numele Tău. Îți mulțumim pentru harul care ne l-ai dat să fim în seara aceasta în locul acesta. Îți mulțumim pentru Evanghelie. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru jertfa din Golgota. Îți mulțumim pentru binecuvântările cerului și a pământului. Și vrem ca mâna Ta să rămână în continuare peste noi. Fie în continuare slava Ta peste adunarea Ta în seara aceasta. Și noi îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru toate. Fii slăvit până în veci. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile dumneavoastră și vă provoc să spunem din toată inima: slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Mulțumim Domnului care ascultă rugăciunile noastre și credem că la vremea hotărâtă de El, Domnul este Cel care intervine și lucrează, glorificat să fie numele Domnului. Cu toții ne unim și cântăm spre slava Lui Dumnezeu, apoi fanfara Bisericii Betania, de asemenea va cânta spre slava Domnului, corul Bisericii Betania și din nou fanfara, Domnul să-i întărească și să-i binecuvinteze. După cântările acestea, fratele slujitor, fratele Caleb Nechifor, va aduce un mesaj evanghelic în această seară pentru sufletele noastre. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-i dea o ungere proaspătă, Domnul să-i dea un cuvânt în seara aceasta pentru fiecare dintre noi și Duhul Domnului să ne întărească pe fiecare. Amin. Thank you.
acela care te poate ajuta. Omul caută un loc mai bine, dar iată,
Iubiți credincioși, vă invit să vă ridicați în picioare și să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 10, cu multă atenție, pentru că semnalul ăsta a fost pentru trezire, nu pentru altceva. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și versetul 10 să-l citim cu inima și apoi cu buzele noastre, cu gurile noastre. Pagina 1014, Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 10. Cu multă atenție, pentru că după ce îl termin de citit, îl citim cu toți în cor, ok? Așa că vă rog să fiți foarte atenți. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și acum în cor. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu mare. Cine ar fi crezut acum 20 de ani că la Expo Transilvania, în iunie, în 30 iunie 2014, vor fi adunați oamenii lui Dumnezeu numai ca să înalțe pe Dumnezeu? Cine? Aproape nimeni. Însă Dumnezeu știa lucrul acesta și de aceea a învârtit istoria în așa manieră încât a găsit cu cale să ne adune pe toți în locul acesta. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. Și asta s-a întâmplat pentru că într-o zi, nici măcar nu știu câte minute avea ziua aceea, nici măcar nu știu în ce parte a zilei cerul a fost în lacrimi. Și când cerul plângea, locul cel mai incompatibil pentru lacrimi, apostolul Ioan zice: m-am uitat în stânga și vedeam un bătrân din cei 24 care plânge. M-am uitat în față și un altul plângea. Mă uitam și în dreapta și vedeam un alt bătrân care plânge. El care trebuia să fie zâmbind în prezența scaunului de domnie a lui Dumnezeu Tatăl. Erau lacrimi în cer. Pentru că s-a pus o întrebare care marca universul, iadul, adâncul, pământul și cerul. Și întrebarea era următoarea: cine va fi capabil și competent în același timp să meargă în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu Tatăl, să ia din mână acea carte pecetuită cu peceți, nu peceți umane pe care să le zdruncine DNA sau altcineva din lumea aceasta, ci peceți divine? Nimeni nu putea să meargă. Și a zis Ioan, uitându-mă în toate punctele cardinale, inclusiv în spate, a trebuit să las ca ochii mei să verse lacrimi și am plâns. Dar unul din cei 24 de bătrâni a venit și a zis: stop! Oprește-te, Ioan, nu mai plânge. Iată leul din seminția lui Iuda, sămânța lui David a biruit. El este vrednic să ia cartea din mâna celui îmbătrânit de zile, să-i rupă pecețile, să se uite în ea, pentru că el a biruit. Amin? Slăvit să fie numele Lui! Suntem în seara aceasta în cortul de la Expo Transilvania și putem să proclamăm Domnul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că El este leul cu față de miel. Părea junghiat când s-a uitat Ioan și a zis, parcă era junghiat pe toate părțile, pentru că El s-a dăruit pentru fiecare dintre noi. Amin? Slăvit să fie numele Domnului! El a decis să vină. Când cerul era întrebător, El a făcut un semn și a zis, da, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit. Amin? Slăvit să fie numele Lui! Pentru că Fiul omului a venit. Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul se intitulează: știai că Domnul Iisus a venit chiar pentru tine? Știai în această seară că Marele Rege a lăsat cerul întreg cu un scop bine determinat? N-a venit pentru elita Clujului, n-a venit pentru edilii Clujului, n-a venit pentru oamenii aceștia care sunt suspuși sau, mai bine zis, mediocri. A venit pentru fiecare dintre noi. Cu un pasaj mai înainte de a-l întâlni pe Zacheu, ne spune Biblia că s-a oprit lângă un om care era în șanț, un orb, un cerșetor, fără valoare, fără bani în cont, fără mașini care să le conducă. Cum să conducă el când nu putea nici măcar să vadă ce se află un metru în fața lui? Dar când a strigat orbul, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, Marele Rege a zis stop, să se oprească toată convoiul acesta, să se oprească, am timp. Pentru cineva. Pentru cine? Pentru Bartimeu căzut în șanț?
Da. Dar, Doamne Iisuse, Tu n-ai venit pentru oamenii care sunt ca și Zacheu? Tu n-ai venit pentru vameșii care sunt influenți, care sunt la puntele de discordie? Nu. Doamne, Tu pentru cine ai venit? Și Iisus zice, am venit chiar pentru Tine. Am venit pentru Tine. Am venit pentru Tine. A venit pentru Tine, a venit pentru Tine, a venit pentru Tine, slăvit să fie numele Lui. Un rege care a lăsat cerul întreg și a coborât pe planeta Terra, a coborât pentru niște oameni ca noi, care n-aveam valoare, eram ca o fărâmă de bucată de pământ, eram ca o furnică în fața cerului. Însă marele rege a zis, uitându-se, și-a dat zoom pe imaginea vieții noastre, fiind în mocirlă și în groapă. Și el a zis, da, mă voi coborâ pentru Caleb, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască, știți pe cine? Pe oamenii găsiți, pe oamenii care se cred importanți, pe oamenii care sunt ridicați la ranguri, nu. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască numai ce era pierdut. Slăvit să fie numele Lui în această seară. Te simți pierdut? Te simți pierdut pe cărările tale? Te simți pierdut în gândurile tale? Te simți pierdut în tot ce ai trăit până acum? Dacă te simți așa, ascultă-mă, Marele Rege, Domnul Iisus Hristos a venit chiar pentru tine. Dacă te simți pierdut în această seară, mesajul ți se potrivește, mesajul mi se potrivește. Știai că Domnul Iisus Hristos a venit chiar pentru tine? În primul rând a venit să te caute. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, pentru că Fiul omului a venit să caute. Imaginea acelui păstor care își dă seama că din 100 de oi, una lipsește, una singură. Și el zice, las 99 de oi pe islaz și am un singur gând, vreau neapărat să găsesc cu aia pierdută. Nu aia care se simte bine, nu aia care știe să mănânce, nu aia care n-are niciun scai pe blana ei, nu, eu caut oaia pierdută. Știți până când o caută? Până când o găsește, amin? Să vii să fie numele Lui. Cât te-a căutat Marele Rege pe tine? Cât m-a căutat Marele Rege pe mine? Știți când ne-a căutat pe fiecare dintre noi care l-am găsit și care ne-a găsit, mai bine zis, până când El ne-a găsit. Amin? Când o găsește, ne spune Biblia, nu-i face poză să-i spună, să-i amintească mai apoi, vezi de unde te-am luat, să-i arate obrazul. Nu, Biblia spune, o ia și o pune pe umăr. Să o vadă toți cei din jur, pentru că El, Marele Păstor, știe să restaureze. Amin? Slăvit să fie numele Lui! El te caută în această seară. Te-a căutat azi dimineață când ți-a dat soare. Te-a căutat atunci când aproape să intri într-o mașină care a mers pe roșu, timp în care tu mergeai pe verde, pe trecere de pietoni, și s-a oprit la un milimetru de piciorul tău drept. El a vrut să-ți spună, te-am căutat. Așa de mult te-am iubit încât nu abesul l-am pus în funcțiune și am trimis un înger din cer pentru tine. Amin? Slăvit să fie numele Lui. El te caută în această seară. El te cunoaște pe nume, El știe vârsta pe care o ai, El știe locul în care stai și mai bine zis știe și dacă ai un loc în care să stai sau ești în căutarea unei locuințe, El te caută, amin? Slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, știai că Domnul Iisus Hristos n-a venit doar să te caute. Nu, El nu te caută doar ca și atunci când Dumnezeu Tatăl s-a uitat în grădina Edenului și parcă și-a pus mâinile la gură și a zis, unde ești, Adame? Unde ești? În fiecare dimineață până azi te vedeam, te simțeam, lăsam ca răcoarea zilei să fie o prezență a pașilor mei, a gândurilor mele, a inimii mele, spunea Dumnezeu. Dar acum unde ești? L-a căutat Dumnezeu pe Adam și Adam zice, Doamne, m-am ascuns. M-am simțit așa de gol și mi-am căutat niște frunze. Am crezut că pot să adopt o soluție care să fie optimă pentru starea în care mă aflu. Am căutat ce am găsit eu și totuși mă simt așa de pierdut. Zice, Doamne, am mâncat, soția mea mi-a dat, am ascultat de Satan și am ajuns să fiu, știți cum? Gol. Mi-e rușine de goliciunea mea, spunea Adam, dar, Doamne, în loc să spună, eu sunt de vină, el zice, femeia pe care mi-ai dat-o Tu. Te caută regele în această seară și în al doilea rând, El te cheamă.
Ne spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 9, versetul 9, de acolo Iisus a mers mai departe. Un rege care nu s-a oprit pe țărmul Galilei, un rege care nu s-a oprit la câțiva ucenici importanți, un rege care a mers mai departe și nu s-a oprit nici măcar la un vameș numit Zacheu, aruncat în dudul vieții lui la înălțime, să-l vadă pe Hristos de sus în jos, timp în care trebuia să se coboare, să-l vadă de jos în sus și apoi să-i vadă măreția și gloria slavei sale. Și așa a făcut până la urmă. Dar ne spune Biblia de acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut. A văzut pe un om numit, știți cum? Numit Matei. Așa de mult îmi place versetul ăsta. Iisus n-a apucat să schimbe CV-ul cu Matei. N-a apucat să strângă mâna unul celuilalt și să spună: eu mă numesc Nazareneanul, Galileanul, eu sunt numitul Iisus Hristos din Nazaret. N-a apucat. Și nici Matei n-a apucat să zică nimic. Dar Iisus, când a mers mai departe, l-a văzut. Și când l-a văzut în primul rând înaintea lui, știți cine era Matei? Matei era cel mult un om. Un om, dar i-a cunoscut numele, a știut profesia pe care o are, a știut șezând la vamă, i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. O singură chemare, o chemare de trei cuvinte, dar o chemare a lui Iisus Hristos care îți spune în această zi: vino după mine. Nu te chem în această seară la Biserica Pentecostală, nu te chem nici măcar la Biserica Betania în această seară, te chem la Marele Rege Iisus Hristos. El îți spune cu dreptele, cu amândouă mâinile întinse și îți spune: omule bun, așa de mult vreau să-ți dau un viitor strălucit, așa de mult am un gând binecuvântat pentru viața ta, vreau să-ți dau un viitor și o speranță, o nădejde. Tu nu mai ai speranță, tu nu mai ai nădejde, tu spui că doar lopata și pământul mai sunt șansele tale, însă regele spune: nu, există o șansă pentru tine și anume, tu trebuie să ai aripi spre cer, tu trebuie să zbori împreună cu cei care vor merge spre împărăția lui Dumnezeu, răpirea pentru tine trebuie să fie o realitate, amin? Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. El te caută, dar te cheamă. Au intrat în casă, ne spune Biblia că după ce Matei a mers după Iisus și după coloana ucenicilor, mergea Iisus Hristos. A mers probabil prima la dreapta, a mers înainte, apoi a luat-o prima la stânga și șocant, în tot acest timp, Domnul Iisus Hristos mergea înainte. După Iisus mergea Levi, numit de Marcu și de Luca, și Matei, numit de Evanghelia care îi poartă numele. Și dintr-o dată Matei își dă seama: Iisus Hristos merge pe strada mea. Apoi, casă după casă se scurg și realizează Matei: Iisus Hristos este în dreptul casei vecinului meu. Oare ce va face Iisus Hristos? În acest timp, Iisus Hristos este în față. Ucenicii și Matei inclusiv sunt după el. Se apropie Iisus și dintr-o dată se oprește. Stop! Unde credeți că s-a oprit? Unde? Exact în dreptul casei lui Matei. Putea să deschidă ușa nu cu piciorul, ci doar printr-o clipire, pentru că el era tot puternic, amin? Slăvit să fie numele lui. Dar cred că el i-a făcut semn lui Matei. Și înainte să-i facă semn, Matei a luat cheia, i-a deschis poarta casei. Și primul care a intrat în casa lui Matei, știți cine a fost? A fost Iisus Hristos. A mers pe coloarul din curtea casei și dintr-o dată s-a oprit. S-a oprit în fața casei. Probabil și ușa aceea din casă era deschisă, era închisă. Din nou Matei deschide. Nu știu cu ce sistem era atunci la modă, dar știu că Matei deschide. Pentru că în această seară Iisus Hristos nu te forțează. Iisus Hristos lasă decizia să fie la nivelul minții tale, la nivelul inimii tale. Faci ce vrei seara asta. Vei putea să pleci din seara aceasta și să spui: a fost o seară delicată, a fost o seară diferită de celelalte pe care le-am întâlnit până acum. Am întâlnit oameni speciali, am auzit un cor care cântă excelent sau numește-l cum vrei, am auzit o fanfară care cântă la fel de frumos, splendid, am auzit niște oameni care au știut să se organizeze, să fie prezenți la Expo Transilvania. Și poate poți să spui în seara asta: ce am auzit la Expo Transilvania în această seară, n-am auzit niciodată până acum. Și poate e posibil să fie lucrul acesta. Dar ascultă-mă, ce trebuie să faci în această zi este să pleci împreună cu Iisus Hristos. Din locul acesta n-ai voie să pleci singur. Știi că te așteaptă facturile, știi că te așteaptă un soț nervos, știi că te așteaptă o soție care este turmentată de cele mai multe ori din timpul vieții tale, știi că te așteaptă un copil care consumă alcool și droguri, știi că te așteaptă o fiică care trăiește în adulter. Tu știi bine ce se află în casa ta. Trebuie să mergi, dar nu mai trebuie să mergi singur. Din această seară trebuie să mergi cu Marele Rege, cu Iisus Hristos, amin? Slăvit să fie numele Lui!
Iisus intră în casa lui Matei și dintr-o dată, probabil, intră și deschide, știți ce? Frigiderul. Dar înainte de asta, Matei merge în beci și caută toate butoaiele cu vin. Le ia cu greu, caută vecinii și spune, omule bun, a intrat cineva în casă care este mai important decât vinul meu. De aceea ajută-mă să le iau din beciul meu și să le arunc. Nu le dau la nimeni, nici măcar la un doctor care s-ar putea să facă un favor. Nu, le arunc, nu mai am nevoie de așa ceva. Nu mai am nevoie nici de droguri, nu mai am nevoie nici de alcool, nu mai am nevoie nici de tutun, nu mai am nevoie nici de relații murdare, nu mai am nevoie nici de conturi pe Facebook care sunt împotriva moralității. Am nevoie doar de Iisus Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Lui! Iisus Hristos intră în casă și la masă stau împreună. Au venit și vameșii, pentru că în prezența lui Iisus este loc pentru oricine. Au venit și cei care comentau. Au comentat și ei și au zis, da, dacă ar fi cu adevărat profet, nu i-ar permite vameșului să stea cot la cot, să-l atingă, pentru că s-ar putea păcatele lui să se transfere. Așa de slab gândeau ei. Dar ei nu știau că cine se atinge de Iisus, este dintr-o dată vindecat. Și păcatele lui prin credință și prin sângele lui sunt anihilate. Amin? Slăvit să fie numele lui. Iisus a stat la masă cu ei și comentau unii și Iisus le-a zis, de ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? De ce gândiți așa? De ce? Duceți-vă și învățați, spune versetul 13, duceți-vă ce vă învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jerfe. Căci n-am venit să chem la pocăință. Pe cei? Spuneți cu voce tare. Neprihăniți. Ci pe cei? Păcătoși. Te simți în această seară păcătos? Simți că neprihănirea este doar un ideal, o utopie pentru viața ta? Vrei în această seară ca sângele lui Iisus Hristos să te ierte? Există o șansă. Este prezent aici Iisus Hristos. A spus deja. S-a spus prin îndemn, prin cântare. El este prezent în locul acest. Slăvit să fie numele Lui. El îți spune, păcatele tale care sunt multe pot să fie șterse cu buretele iertării a lui Iisus Hristos. Veniți la mine, spunea Iisus Hristos, se spunea prin Psalmul 95, și de vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca și zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână, pentru că există un detergent care nu este Ariel sau altceva de genul acesta, ci este sângele lui Iisus Hristos. Prezent în cortul de la Expo Transilvania, Iisus Hristos este prezent aici, aleluia! Slăvit să fie numele Lui! El este prezent aici să te ierte, să-ți spele păcatele, să-ți ia din mintea ta site-urile pornografice, să-ți ia din gândurile tale modurile acelea prin care minți, prin care furi, trăiești murdar în adulter. El este prezent în această seară să scrie în dreptul vieții tale iertare. Cartea din cer este deschisă în seara aceasta și cartea vieții vrea să scrie nume noi. Amin? Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos! El este prezent aici în această seară și spune, te chem. Am venit să chem la pocăință. Ce înseamnă pocăință? Pocăință să fie oare o poreclă pentru oamenii care sunt înguși la minte? Pocăință să fie oare un sistem prin care îl blestemi pe cineva că îi spui, pocăitule? Ce este pocăința? Ce spune Biserica Catolică, Ortodoxă, Romanică-Catolică, Reformată, Greco-Catolică și nu le mai numesc pe celelalte? Ce spune preotul de la biserica la care mergi tu care ar fi pocăința? Ascultă-mă ce spune. El îți spune pocăință înseamnă să-ți recunoști prezentul și trecutul păcătos, să recunoști că tu ai păcate, să recunoști că ai gândit murdar, să recunoști că ai avut fapte murdare, să recunoști că ai avut atitudini murdare și după ce ai recunoscut pe toate acestea, să-ți dai seama că singur n-ai nicio șansă să le regreți, să-ți pară rău, să-ți vină să-ți iei părul și să-ți smulgi din cap, așa de mult să-ți pară rău, ca și lui Petru, după sunetul unui cocoș, a unei cântări, a unui cocoș, să mergi într-un loc în care să nu te vadă nimeni. Pentru că de cele mai multe ori când plângem și când ne pocăim, n-avem nevoie de spectatori. Și să spui, Doamne, iartă-mi păcatul acesta. Doamne, iartă-mi gândul acela. Doamne, iartă-mă. După ce regreți, trebuie să renunți la păcat. Cine îți mărturisește fără de legile și? Se lasă. Numai cine se lasă de ele. E o tragedie să-ți mărturisești un păcat de Paștele următor sau de Crăciunul următor și apoi iar să mergi la preot, la spovedanie, cu același păcat. Să trăiești în păcat? Oare Dumnezeu să fie un Dumnezeu care să caute după noi întotdeauna? Oare Dumnezeu să fie un Dumnezeu care să caute după noi și să ne spună, o, puteți păcătui cât vreți voi? Nu, Dumnezeu spune, te iert, te eliberez.
dar trebuie să se afle în decizia minții tale și a inimii tale gândul acesta. Vreau să renunț, vreau să renunț la păcatele mele. Nu vei putea renunța singur, dar pentru asta într-o zi, pe dealul în formă de craniu uman, între doi tâlhari, cei mai păcătoși oameni ai vremii, s-a înfipt o cruce, pentru că marele rege n-a venit doar să te caute, nu, el n-a venit doar să te cheme la pocăință, el a venit să-ți dea ce a avut mai mult pentru tine. Ți-a dat zilele lui și nopțile lui. De cele mai multe ori mergea în muntele măslinilor și plângea. Plângea pentru oamenii care naufragiau în disperare, în furtună, pentru ucenici. De cele mai multe ori noaptea nu a apucat să doarmă. A venit un călător, un cărturar și a zis: Fiul omului, te voi urma oriunde vei merge. Nu contează că mergi la penitenciar. Nu contează că mergi în locurile cele mai desconsiderate de societate. Te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus a uitat în ochii lui și a vrut să-i spună: serios? Tu vorbești serios? Tu chiar crezi ce spui? A vrut să-i spună Iisus, că vreau să spun ce trăiesc eu. Vulpile au vizuini. Păsile cerului care sunt cel mai mult timp din viața lor în zbor, au cuiburi, au cele momente în care stau și se relaxează. Dar vreau să spun ceva, uite-te la mine, a zis Iisus. Fiul omului n-are, n-are un loc, nu două. N-are o cameră, nu două sau trei cum avem noi. Fiul omului n-are un loc unde să-și odihnească capul. Adorme pe unde apucă. N-are o mașină personală, n-are un măgăruș pentru că trebuie să-l închirieze când intră glorios în Ierusalim. N-are oameni care să fie în jurul lui și laudă numai pentru interese și vor să-l pună de asila ca rege pentru că le place să trăiască de pe seama pâinilor lui înmulțite. Le place să trăiască pe seama faptului că el îi vindecă, el îi eliberează, el îi dă vedere celor orbi, el îi dă timpan și auz corect și coerent celor care sunt surzi și le spune: fii vindecat în numele meu, și la fracțiune de secundă ei sunt vindecați. Dar atunci când cei mai mulți resping, mulțimea pleacă și ea cu cei care strigă, strignește-l. Și a zis: Fiul omului, n-am venit doar să te caut, n-am venit doar să te chem la pocăință, ci am venit în ultimul rând. Am venit să-mi dau viața. Matei 20, versetul 28. Pentru că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea, citiți cu voce tare, viața. Avea o singură viață. Nu avea două vieți, pentru că nu există reîncarnare. Nu, nu există nici purgatorul, chiar dacă unele sisteme religioase te mint. A venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Pentru cine? Pentru mulți. De ce nu a zis pentru toți? Știți de ce? Pentru că deși a murit pentru toți, deși răscumpărarea este o realitate pentru orice om, pentru toți oamenii care încă mai respiră, nu toți acceptă iertarea. Nu toți acceptă această răscumpărare și de aceea nu a greșit când a spus ca preț de răscumpărare pentru mulți. Oare vei fi și tu în această seară în acest cuvânt scurt? Mulți. Timp în care se spunea în această seară, mulți merg spre iad. E cel mai ușor să mergi în iad. Ca să mergi în iad n-ai nevoie să faci nimic. Poți să stai cu mâinile la spate relaxat, poți să faci toate păcatele din lumea aceasta sau un singur păcat. Dacă te prinde momentul în care ți se oprește inima, atunci când ai un păcățel asupra vieții tale, spune Cartea Roman, capitolul 5, versetul 23, plata păcatului este moartea. Cuvântul Domnului nu spune acolo plata păcatelor mari sau a unui păcat mare, ci cuvântul Domnului spune plata păcatului este moartea. În această seară am venit aici să spun un cuvânt din Cartea Sfântă Biblia. Am venit aici și cred că am făcut puțin din ce trebuia să fac. Am venit să-ți prezint o carte numită Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Dar mai mult am vrut să-ți prezint un rege. Un rege care te-a căutat. Te caută în această seară. Oare nu simți că acum când îți vorbesc, prezența lui este la nivelul minții tale? Oare nu simți că acum când îți vorbesc, la inima ta se coboară un susur, lacrimile care sunt pe ochii tăi? Oare nu sunt dovada faptului că marele rege te caută? Ba da, el te caută, dar mai mult te cheamă. El îți spune: vino la mine, omule bun. Nu te chemăm la Papa Francisc I, nu te chemăm la Arhiepiscopul Daniel, nu te chemăm nici măcar la Paveri Ștife, președintele cultului penticostal, nu te chemăm la cineva din lumea aceasta. În această seară te chemăm la cineva din lumea cealaltă. Te chemăm la Iisus Hristos. Și vrem să spunem, chemarea aceasta înseamnă pocăință, înseamnă să-ți recunoști păcatul, înseamnă să regreți păcatul, înseamnă să renunți la el și să-ți dai seama că pe dealul acela, între două cruci, s-a înfipt o cruce. Vă întreb în această seară, credeți că a fost greu să fie prins Iisus Hristos? Da sau nu? Nu.
Știți de ce a fost nevoie? A fost nevoie de un Iuda care să fie când cu Hristos, când cu punga lui și banii lui, să cocheteze între două lumi, lumea spirituală și lumea păcatului. A fost nevoie de un Pilat care la fel să se spele pe mâini, el să spună, n-am vrut, am vrut să le liberez, am vrut să-l scap, de aceea l-am dat să fie bătut, să se producă milă în auditoriu, am vrut să le liberez, dar n-am reușit, pentru că glasul mulțimii a biruit, glasul care striga, răstignește-l, răstignește-l. A fost nevoie de un bărbat de meserie tâmplar, care să meargă, nu știu dacă departe sau aproape, de cetatea Ierusalimului într-o pădure, să taie un lemn. Nu știu cât timp a lucrat pentru el, poate de dimineața până seara, s-a consumat numai ca să știe sigur că lemnul acela este șlefuit bine, probabil l-a lăcuit, l-a pus unul peste celălalt în formă de cruce și apoi a bătut un piron puternic la încrucișarea acelor două lemne. A fost nevoie de un Simon din Cirena, atunci când a căzut marele rege sub cruce, să fie obligat să ia el, care se întorcea de la câmp, care n-avea gândul acesta, să ia el crucea și să urce pe Via Dolorosa o parte din drum. Dar cel mai mult drum de pe Via Dolorosa, 3,5 km, l-a urcat Iisus. A fost nevoie de cineva care să pregătească o coroană de spini. Din spini, atât am avut să-i dăm regelui nostru, atât am avut să-i dăm Dumnezeului nostru, când El a venit pentru noi, să se crucifice pentru noi, să-și dea viața pentru noi. Și a fost nevoie de cineva care să-i înfigă cununele de spini pe cap și să împraște sângele din capul lui etern. Apoi, a fost nevoie de niște soldați romani care să pregătească niște ciocane puternice, niște piroane lungi și groase, să-i prindă mâinile, să-i prindă picioarele. Și totul era așa de ușor, pentru că El a venit să ni se dea. Fiul omului a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Nu l-au luat prin surprindere, El știa totul. Nu l-au prins oamenii pentru că au fost mai strategi decât El și pentru că cerul a pierdut în lupta aceasta și pentru că El a venit deliberat să-și dea viața pentru cei mai mulți. Vă rog să stați în picioare. Am rugămintea cu toții să stați cu ochii închiși în următoarele momente. Aș vrea să simt în această seară, este prezent aici Marele Rege, despre care am predicat atât cât am putut în această seară. Aș vrea ca în mintea ta să te rogi, să te gândești. Oare nu simți în această seară că Hristos te caută? Oare nu realizezi în această seară că există o mână nevăzută care trece dincolo de cortul acesta acoperit și se coboară la nivelul minții tale și îți spune, omule bun, te caut. Tu știi că nu mai poți singur. Tu știi că nu mai ai nicio șansă cu doctorii. Tu știi că nu mai ai nicio șansă cu terapeuții. Tu știi că psihologii nu pot să te vindece, pentru că boala ta este nevindecată, de nevindecat. Dar eu, spune Hristos, te pot vindeca. Eu am venit să te caut. Eu am venit să-ți fac semn cu ambele mâini și să spun, te chem, omule bun, te chem nu la un sistem religios, te chem nu la o biserică pe care vrei să o numești cumva, ci te chem la Marele Rege Iisus Hristos. Nu vezi în această seară pălmile lui care sunt prinse în cuie, nu vezi acele răni care se află în pălmile lui, pentru că și în cer încă este străpuns ca semn că El este Cel care a murit pentru noi. Oare nu-ți dai seama că în această seară El a murit pentru tine? Dacă vrei în această seară să-ți predai viața ta Domnului Iisus Hristos, timp în care toți vă rog să stați cu ochii închiși, nimeni nu se uită la nimeni, atunci te rog frumos să ridici mâna dreaptă sus, în semn că vrei să te predai lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnule! Dumnezeu să vă binecuvinteze în această seară! Mă uit în partea dreapta mea, dacă este cineva, într-un mod special dintre cei care sunt nemântuiți, care n-au încheiat un legământ personal cu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă atingă în seara aceasta! Mă uit în partea dreapta mea încă în această seară, mai sunt persoane care trebuie să se predea pentru gloria lui Iisus Hristos. Marele Rege este prezent aici în sală și El îți spune, te caut, omule bun, te-am căutat de dimineața și nu te-am lăsat să nu ajungi în seara aceasta, pentru că am vrut neapărat numele tău să fie scris în cartea eternă din cer. Mai întreb o singură dată dacă în partea dreapta mea este cineva care vrea să se predea lui Iisus Hristos. Este prezent aici Hristos în sală și vrea să-ți ia păcatele tale. Nu eu îți iau păcatele tale, nu pastorii, nu slujitorii, nu biserica penticostală. Iisus Hristos iartă păcatele tale. Există un sânge care curge prin tavanul acesta din cort și se coboară la nivelul gândului tău, la nivelul inimii tale, la nivelul vieții tale și te poate spăla, este singurul care te poate spăla. Mă uit în partea din fața mea, dacă este cineva care vrea să se predea lui Iisus Hristos în seara aceasta și facă un semn cu mâna dreaptă în această seară.
seară pentru gloria lui Iisus Hristos. Dacă este cineva din partea stângă care vrea să spună lui Hristos, da, Doamne, te iubesc, vreau în această seară să fiu scris în cartea eternă din cer, Doamne, vreau ca numele meu să fie în gloria Ta, Doamne Dumnezeule, și când se va deschide poarta dintr-o singură bucată, să mergem în cer împreună. Mai întreb o singură dată în seara aceasta, timp în care frații rog să se roage în dururile lor, pentru că se dă o luptă crâncenă pe viață și pe moarte. Este Satan și el prezent cu dururile lui în sală, este prezent în cort, dar Hristos biruie în seara aceasta. Sângele lui Iisus Hristos are putere, aleluia! Numele lui Iisus Hristos este prezent aici, aleluia! Glorie în numele lui Său, aleluia! Dacă este cineva, ori de unde ar fi, care vrea să se predea în seara aceasta pentru Iisus Hristos, să facă un semn discret cu mâna dreaptă și sângele lui Iisus Hristos poate să ierte, sângele lui Iisus Hristos poate să elibereze. O, slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ne vom ruga cu toți în continuare și vom sta în prezența Domnului pentru iertare, pentru eliberare, pentru mântuire. Și final rog pe fratele pastor Pavel Sămărean să stea în prezența lui Dumnezeu, să se roage pentru cei care s-au predat, pentru cei care au avut inimile predate lui Hristos. Și în seara aceasta nume noi să fie scris în cer. Ne rugăm cu toți. O, Doamne Dumnezeule, suntem înaintea Ta. Glorie Ție, Doamne, glorie în numele Tău. Mărire Domnului, slavă Ție! Mulțumesc pentru mâini care s-au ridicat! Mulțumesc pentru inimi care au fost ascinse! Mulțumim pentru lucrarea binecuvântată! Aleluia! Mulțumesc pentru chemare! Îți mulțumesc că Tu ești Cel care ne-ai căutat. Aleluia! Tu care ești Creatorul Universului, ne-ai căutat pe noi, creatura mâinilor Tale, care am căzut în păcat și în fără de lege. Mulțumim! Și nu Te-ai uitat la zdrențele de pe noi, nu Te-ai uitat la rănile care au fost pe noi, Doamne, și ne-ai luat și ne-ai luat pe brațul Tău și ne-ai luat pe asinul Tău. Ne-ai legat rănile, ne-ai bandajat, ai pus peste noi unde lemnul Tău, Doamne, și ne-ai adus la Han. Îți mulțumesc că Tu ești Cel care ne-ai căutat până ne-ai găsit. Și am înțeles, Doamne, că Tu ești gata să mai cauți încă oameni, mai cauți încă persoane care vreau să predea înaintea Ta. Mai cauți pe cei zdrobiți de durere, mai cauți pe cei căzuți în păcate, mai cauți pe cei care nu au niciun sens vieții, mai cauți pe cei care sunt tulburați, mai cauți pe cei care sunt plini de păcate și de poveri. Tu ești Cel care ridici poverile, ridici păcatele, ridici starea noastră, Doamne. Îți mulțumesc că ne-ai dat sens vieții, ne-ai dat direcție, ne-ai dăruit, Doamne, un nou statut, o identitate nouă, ne-ai dăruit, Doamne, acest statut de copii ai Tăi. Îți mulțumim că ne facem parte, suntem fii de regi, Doamne. Binecuvintează întreaga asistență de aici, Doamne. Binecuvintează pe toți tinerii din biserica aceasta, din cortul acesta, Doamne. Binecuvintează pe toți cei care, Doamne, sunt pentru prima dată în cortul acesta, Doamne, care nu Te cunosc pe Tine, Doamne. Tăruiește-le binecuvântarea Ta, Doamne. Vrem ca prezența Ta să fie peste noi toți, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care ne binecuvintezi cu toate binecuvântările Tale, Doamne. Îți mulțumim pentru prima seară în această zi, Doamne, pentru ziua de astăzi. Te-am simțit pe Tine, Doamne, la rugăciune, Te-am simțit la cântare, Te-am simțit la vestirea Evangheliei și vrem ca brațul Tău puternic să fie peste noi și la plecare spre casele noastre, Doamne. Ne gândim pe brațul Tău, Doamne, protecția Ta să fie peste noi, Doamne. Știm că Tu ești omniprezent,
ești cu noi în mașină, ești cu noi în troleu, ești cu noi pe stradă, ești cu noi la servici, ești cu noi, Doamne, noaptea când dormim în pat, îți mulțumim că Tu veghezi asupra noastră și controlezi inima noastră, Doamne, de aceea vrem să Te slujim pe Tine, Doamne, în fiecare zi, cu toată puterea și cu toată inima noastră. Binecuvintează și ziua de mâine, Doamne! Binecuvintează prietenii care vor veni, Doamne! Dăruiește-le biruință, Doamne! Mai schimbă inimi, Doamne! Noi îți mulțumim că ne-a ascult toate aceste lucruri, Doamne! Le-am cerut în numele Tău și îți mulțumim că ne-ai dat biruință! A Ta fie slava și gloria, până veci de veci fi slăvit! Amin! Când de tot poporul amin, aleluia! El e Mântuitorul, amin, aleluia! Când de tot poporul, amin, aleluia, El e Mântuitorul, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia. Iisus este iubirea, amin, aleluia, El este mântuirea, amin, aleluia, Iisus este iubirea, amin, aleluia, El este mântuirea, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia. Iisus este iertarea, amin, aleluia, El este vindecarea, amin, aleluia. Iisus este iertarea, amin, aleluia, El este vindecarea, amin, aleluia. Aleluia, amin, aleluia, aleluia. Amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia. Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor, mai sus de noi să mă întâlnesc cu El. Slăvit să fie Domnul care merită toată slava și gloria și închinăciunea noastră. Mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru seara binecuvântată, pentru harul Său, pentru căutare, pentru chemare și pentru viață. Slăvit să fie Domnul. Pentru câteva momente vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. Mulțumim și prietenilor, invitaților, mulțumim fraților și surorilor din toate bisericile din Cluj și nu numai, toți cei care au fost în această seară împreună cu noi, pe toți vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim fanfarei Bisericii Betania, corului Bisericii Betania, cântăreților celor care conduc cântările în comun și toți cei care s-au implicat și se implică în procesul acesta de slujire. Mulțumesc celor care au amenajat, care s-au pus la dispoziția Domnului, de la stație, de la filmare, de la amenajarea cu scaunele și de la cele mai mici detalii până la cele mai complicate, toți cei care v-ați implicat, pe toți dorim Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frați și surori care sunteți aici în sală, indiferent de la ce biserică faceți parte, vreau să vă anunț că în săptămâna aceasta Biserica Betania, frați și surori de la Betania, în fiecare zi stau în post și rugăciune pentru săptămâna aceasta de evanghelizare. Toți cei care puteți, în zilele acestea care urmează, apropiați-vă, alăturați-vă de cei care postesc, să postim, să ne rugăm și Domnul Dumnezeu să ne dea biruință. Vă mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru cei care au ridicat o mână ca să se predea înaintea Domnului. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mâine seară, la orele 19, dacă Domnul ne ține în viață, continuăm să rămânem aici în părtășie, în cortul acesta. Vor fi împreună cu noi și frații din Toflea și alți frați slujitori și peste noi toți să fie îndurarea lui Dumnezeu. Probabil Domnul ne va da și o ploaie binecuvântată peste Cluj în seara aceasta, să fie binecuvântarea Domnului. Că tot ce vine de la Domnul este binecuvântat. Slăvit să fie Domnul. Fratele Cucu ne spune că s-a dat o vedenie, Domnul a lucrat prin Duhul Sfânt, unii l-au primit pe Iisus și pe unii Domnul îi scoate din întuneric. Laudă Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea o noapte binecuvântată și cu ajutorul Domnului mâine seară la orele 19 ne reîntâlnim aici în casa de întâlnire, în cortul de întâlnire. Fie mâna bună a Domnului peste noi toți. Amin.